Bine v-am regăsit la un nou videoclip! Doamne, doamne, ce încântare și ce nebunie s-a întâmplat cu toată această plecare! V-am povestit deja în daily vlogul de miercuri, nu o să mai insist. Ideea principală este că plecăm la ski și nu mergem pe Valea Prahovei, nu mergem în Poiana Brașov, mergem într-o altă locație de care eu sincer nu auzisem dacă nu mi se povestea de ea, așa că m-am hotărât să fac un videoclip dedicat, să vă iau cu mine în această excursie, să o numim. Mâine plecăm! Mâine plecăm și n-am făcut bagaj, n-am făcut absolut nimic. O să vă arăt ce pun în bagaj așa scurt, pentru că na, sunt chestii de schi și chestii pe cu care să te îmbraci seara la cină, nimic interesant. Pe scurt, o să plec eu cu Luca, cu o prietenă și cu copilul ei, așa că o să fim fetele cu copiii și cu cacofonia de rigoare la schi. O să vă arăt așa câteva ținute pe care le-am gândit, sunt ținute relaxate. Nu vreau să mă complic, nu efectiv vreau să mă duc să mă bucur de schi și să schiez cât e ziua de lungă, nu să mai pățim ce am pățit anul trecut. Chiar astăzi văzusem o glumă. Te duci la schi pe Valea Prahovei, faci 8 ore pe drum, stai 3 ore la gondolă și schiezi 2 minute cursul după tine. Cam așa, nu vreau să denigrez în niciun fel Valea Prahovei, doar că nu mai vreau să dau banii aceia pe ceva ce din punctul meu de vedere nu merită și ne-am tot convins de acest aspect în ultima perioadă. Așa că, de data aceasta mergem în vestul țării, la mama naibii, dacă mi este permis, o să avem ceva de condus, mergem în zona Caransebeș. Stațiunea respectivă unde vom merge noi se numește Muntele Mic. Și doamne, doamne ce pârtii frumoase sunt acolo din ce am văzut și eu și din ce mi s-a povestit. Pârtilate, neaglomerate, abia aștept. Sper să țină vremea cu noi pentru că astăzi ne-am uitat un pic așa pe camerele live și era cam ceață. Dar e neimportant, deci abia aștept să schiez fără să mă îngrămădesc, fără să stau la cozi și sper din suflet să fie așa. Cam aceasta a fost introducerea. În cele ce urmează o să vă arăt ce pun în bagaj și cred că o să noi plecăm sâmbătă, dar sâmbătă seara o să stăm la părinții prietenei mele acasă, așa că acolo nu prea cred că o să filmez, știți cum sunt eu, nu vreau să deranjez, dar o să vă arăt de duminică, de când urcăm la hotelul la care stăm, care, apropo, era să zic by the way, care apropo se numește Montis, îl găsiți pe Booking, prețuri mult mai mici față de ce putem găsi în Poiana Brașov și este un hotel micuț care arată foarte bine, are și piscină pentru copii, are și spa și este la baza pârtii. Adică, de la micul dejun, ți-ai luat clăparii și te-ai urcat în teleschi sau telescaun, nu mai reține exact ce era acolo. Așa că, da, sunt super încântată, cred că se vede chestia asta pe fața mea și haideți cu mine, cu noi, cu mine și cu Luca în această nouă aventură să descoperim un loc interesant, de altfel, sper eu, și care poate vă poate servi drept inspirație. Adică nu știu dacă fac bine, pentru că cine vede videoclipul și este încântat de imaginile pe care le voi prezenta în acest videoclip, se va muta din Valea Prahovei acolo și va deveni și acela un loc aglomerat. Dar măcar să fie bine și să găsim locuri noi de schiat în țara asta, pentru că avem o țară frumoasă care poate oferi astfel de pârtii. Doar să fie amenajate și cineva să se ocupe de ele. Bun, hai să vedem ce pun în bagaj și să pornim la drum, totuși. S-a întunecat afară, așadar suntem momentan la lumină artificială și hai să vă arăt repede ce pun ca și obiecte vestimentare în bagaj la schi. Nelipsitul costum de schi, nu putem pleca fără el, o geacă de schi și aici am pantalonii. Să știți că vi-am arătat atunci când i-am luat, sunt aceia de la Sport Alm, dacă nu mă înșel, da, Sport Alm, sunt foarte, foarte mulțumită de ei și vedeți că sunt mult mai ieftini decât Moncler, de exemplu, și sunt foarte, foarte ok la calitate. Eu i-am luat de la outlet de la Pandorf. Aici bluze termice, două și o pereche de colanzi în aceștia, nu foarte groși, pentru că vreau să-i pun pe dedesubtul pantalonilor de schi în cazul în care simt nevoia. Aici am luat setul de la Oisho, colanții, cardiganul și am pus și un maieu. Și în cazul în care, nu știu, într-o seară vreau să mă schimb ca să nu mai am încă o pereche de pantaloni, am luat extra acest plover care va merge bine cu acești colanți. Ploverul este clar un plover care se poate purta iarna pentru că are aceste motive. Este de la Reserved și cred că l-am luat în 2022, dacă nu mă înșel, îmi place foarte mult, foarte călduros. Aici, dacă ați văzut clipul cu ce mi-am cumpărat din Singapore, am trainingul de la Fila, pantalonii verzi, hanoracul și tricoul. Și am mai făcut aici o ținută, niște blugi simpli, dar nu mai știu de la ce sunt, ia să vedem. De la Primark, mărimea
36 euro. Mereu m-ați întrebat de unde sunt acești blugi. Foarte confortabili. Uite, ia să vedem dacă găsim modelul. Dar mă îndoiesc. Da, nu scrie ce model sunt. Cred că ceva de genul mom jeans. Sunt super confortabili și puțin elastici. Chiar vi recomand. Și aici am plovărul din cașmir de la Lily Silk. Cam asta. Mai trebuie să-mi pun și eu... Bineînțeles, lenjeria intimă, șosete pentru skin, nu uitați de ele, dacă sunt din lână cu atât mai bine. Mănuși, o căciulă, încă o geacă pe care o să o iau pe drum și cam asta, zic eu, că ar fi în principiu pijama, bineînțeles. Încărcătoare, pernă și toate cele, dar ca și haine, cam asta este per total ce o să iau cu mine. De data aceasta o să iau cu mine porfardul pe care l-am luat din Singapore, de la Universal Studios, pentru că nu mai am foarte mult loc în bagaj. De obicei, când pleci la ski, hainele sunt mai voluminoase și se întâmplă, mai ales că eu și cu Luca avem o singură valiză. Bun, ce am luat? Un deodorant, nu-l iau pe cel de la Wild pentru că este mult prea mare pentru acest porfard. Un cleanser de la Medicate, e același pe care l-am avut și în Singapore și îmi place foarte mult. Un ulei de păr în cazul în care vreau să mă spăl acolo. Voi purta cască și atunci e posibil să se îngrașe mai repede părul. Un șampon și un balsam de la Color Wow, primite de prin calendarele Advent. O perie de păr, pastă de dinți, periuță, nu că ar cu mine de acasă periuța electronică de la Philips, pentru că la fel ocupă foarte mult spațiu și nu are rost. Aici la make-up am luat niște șervețele de machiante, acestea care îmi plac foarte mult, și continuăm apoi cu... cleanserul, adică ne asigurăm că vom curăța foarte bine tenul. În acest suport am pus pensula, pentru că n-am putut să mă abțin. Și am luat bronzerul acesta de la Pixi și am nevoie de pensulă ca să-l blenduiesc bine. Extrem de mult îmi place și bineînțeles că am luat și fondul de ten de la Anessa. Nu se putea fără. Un SPF l-am luat pe acesta mic, tot așa, din lipsă de spațiu, de la ultraviolet, SPF 50+. Mare atenție, dacă mergeți la ski și e soare afară, 100% este necesar să purtați SPF 50, pentru că se reflectă soarele din zăpadă și e ceva rău. Și o cremă hidratantă, aceasta de la Barbara Sturm, face cream. Ca și mascara, aia e, am luat-o pe aceasta de la Byredo, pentru că este mică. Și cam atât. Nimic foarte, foarte complicat. Am ajuns la hotel. Este duminica astăzi, deci uitați-vă ce față am și ochelari mi-am tras, pentru că, bineînțeles, că nu știu cum Dumnezeu s-a făcut, atunci când am plecat din București, am uitat ochelarii și m-am oprit la un OMV de, mi-am luat o pereche din asta de avarie, pentru că nu se poate fără. Este un soare aici absolut superb. Am ajuns la hotel. Ce vreau eu să vă zic până ne preluăm noi camera, că asta o să se întâmple mai târziu. Nu puteți ajunge cu mașina la hoteluri, indiferent unde stați. Mașina se va lăsa într-o parcare la intrarea în stațiune și de acolo veți fi preluați de către cei de la hoteluri. Tocmai a căzut niște zăpadă de sus. Bun. Aici în spate este hotelul nostru și pentru că acum este în jur de ora 12, ce o să facem? O să ne schimbăm, suntem deja îmbrăcați în costumele de ski, ne schimbăm și ne ducem pe pârtie să profităm de vremea asta absolut superbă. Am văzut așa din mașină puțin pârtia și e ce trebuie. Abia aștept, sincer nu mai am răbdare. Ce încântare, mă bucur că am ajuns și că avem noroc de vreme, pentru că v-am zis, mă uitasem acum câteva zile pe camerele live și era un pic de ceață. Bun, cam atât pentru moment, ne vedem cel mai probabil de pe pârtie. Și ca să vă faceți o idee, aici este intrarea în hotel. Tot ce trebuie să faceți este să urcați acea scară și, pac, vă urcați în teleschi. Bineînțeles că mai sunt și alte legături, telescaun, alt teleschi, nu știu încă să vă zic denumirea, dar ideea este că nu vă trebuie niciun fel de transfer pentru a ajunge la o instalație pe cablu. Am urcat cu teleschiul care pleacă de la hotel și am ajuns în raiul schiului. Doamne, cât poate fi de frumos! Uitați-vă un pic la pârtie, cât se deliberă și de înaltă. Iar peisajul este absolut superb. Și domnul este mai decât acolo. Doamne, este divin. Am urcat cu telescaunul acum. Și trebuie neapărat să vă arăt peisajul, pe lângă faptul că am înghețat un pic în telescaun. Este superb. Cât de frumos se văd norii. Aici multă lume face poze. Și cam atât de liberă e pârtia în față.
Am terminat cu schiul pe ziua de astăzi, am ajuns la hotel și ne-am preluat camera și m-am gândit să vă fac așa un tur mic, pentru că este o cameră mică. Așadar, pe aici se intră, aici avem o oglindă foarte mare și uite, cu ocazia asta vă arăt și trainingul de la Fila pe care ați vrut să-l vedeți purtat. E acela pe care l-am luat din Singapore. Ce mai vreau eu să vă zic este faptul că ne-am înșirat un pic prin cameră, așa că îmi cer scuze anticipat. Aici aveți un loc pe care vă puneți valiza, mă rog, încălțămintea noastră, un cuier aici. Imediat în dreapta este baia cu vasul de toaletă, o cabină de duș și aici o chiuvetă. V-am zis că ne-am înșirat. Baia, să știți că nu este foarte, foarte mică cât să simți că n-ai spațiu suficient. E ok. Pentru două persoane eu zic că e ok, așa cum suntem eu și cu Luca. Și aici este patul. Foarte frumos decorat, foarte nou mi se pare acest hotel. Sincer, nu știu de când i-au dat drumul, dar totul arată foarte bine și se vede că este îngrijit. Mochetă pe jos, acolo și-a șirat Luca cartea. Telefonul, încărcătorul, pijamalele le-am pus deja pe pat pentru că, sincer, ne-a ajuns un pic oboseala. Aici un birou foarte generos ca și dimensiune, un televizor, evident, la ce ne putem uita dacă nu la fotbal, și aici un dulap, încăpător și el, cu multe, multe rafturi și sertare. Cam așa se prezintă situația. Am fost și am luat o gustare, să o numim așa, când ne-am întors de la schi, pentru că a trebuit să mai așteptăm să mergem să luăm bagajele de la parcare, pentru că n-am reușit să le luăm atunci când am venit. Și vreau să vă zic că restaurantul are niște preparate foarte interesante, așa, ca să vă dau un exemplu, am văzut acolo la garnituri cartofi, cum le spunea, doamne, că nu le spunea prăjiți, în fine, ceva de genul cartofi prăjiți în untură de rață. Am mai văzut tot la garnituri piure cu trufe și sos de hrib, deci un meniu apetisant și, sincer, îți ploua în gură la fiecare preparat, dar poate o să trag eu un cadru în seara aceasta, însă atenție că o să pun muzică pe deasupra, pentru că este muzică în restaurant și știți că YouTube-ul nu ne permite. Este ora 8 aproape și ne pregătim să coborâm la cină, să mâncăm. Am mâncat pe pârtie, asta n-am mai apucat să vă zic. Am mâncat pe pârtie, Luca a mâncat un burger foarte bun, l-a terminat și el, rar termină burgerii. Eu am luat niște cârnați cu cartofi prăjiți. Cartofii prăjiți, nu știu ce să zic, pentru că mi s-a părut că nu erau foarte bine prăjiți. De ce? Pentru că afară, apropo, nu v-am zis, a fost extrem de frig. Au fost cam minus 7-8 grade și se simțeau ca minus 12 și atunci cartofii, în momentul în care erau prăjiți și puși în friptoză, erau congelați. Ei erau ținuți afară, dar cum să se decongeleze la minus atâtea grade? În fine, cartofii n-au fost cine știe ce, însă cârnații buni. Atenție că nu puteți plăti cu cardul, trebuie să aveți cash. De ce? Pentru că nu există semnal la telefon, adică nu funcționează foarte bine rețelele și atunci nu puteau să pună POS. Dar în rest se poate plăti cu cardul, la cartele, la, mă rog, unde mai aveți nevoie. Da, mergem acum să luăm și noi cina, vă trag câteva cadre din restaurant, sunt un pic obosită, cred că se simte frigul ăsta, te obosește ceva de speriat, am făcut un duș acum fierbinte, este extrem de bine și foarte plăcută senzația și după ce o să vedeți imaginile cu ce vom servi la cină, cel mai probabil o să ne auzim mâine de la o nouă zi de schi, de data aceasta full, pentru că nu mai avem niciun drum de parcurs. Bun, vă recomand cazarea, este ok. În principiu vă recomand și restaurantul, dar hai să degustăm și preparatele.
dimineața! Dimineața! Ce faci, mamicică? Bine! Gata primatură? Da! Este luni astăzi și uitați-vă ce coadă mare avem la scaun! Fix nicio persoană, doamne! Cred că așa ceva nu vezi niciodată pe Valea Prahovei, deci merită niște kilometri în plus. Pârtile sunt într-o stare perfectă, este și mai cald decât ieri. Perfectă, cum adică perfectă? Nu e zăpadă deloc! Cum nu e zăpadă e deloc? E gheață! E un pic de gheață, da! E zăpadă! Hai pe ce schia! Și cam aceștia sunt toți schiori din ziua de luni. Mergem acum să ne reîncărcăm cartelele, că luăm câte 2 ore. Apoi mergem în partea cealaltă a muntelui, de unde trebuie să cumpărăm alte cartele, mă rog, să le reîncărcăm de la altă firmă. Aceea din față este parcarea, unde am lăsat noi ieri mașina. Azi este goală, ieri abia am găsit un loc. Hotelul nostru este undeva acolo, în stânga. Și acesta este un alt teleschi, dar care nu urcă atât de mult precum urcă telescaunul cu care ne-am dat ieri. Este mai mult o pârtie pentru începători și este super faină. O să ne punem în mișcare imediat. Iar acolo în stânga, dacă vedeți, este cea mai lungă pârtie pentru colace din România. Momentan văd că este închisă, dar o să vrem să mergem și noi la un moment dat și hai să ne punem în mișcare. Sper să nu pierd mânușa. Coadă de schi, numește Borlova, coadă la teleschi, nu? Deci e perfect. Suntem în teleschi, bine, momentan ne-am oprit. Am zis să vă arăt peisajul și de pe partea aceasta. Acesta este Nordica, teleschi Nordica. Și mai avem aici o pârtie un pic mai grea decât restul, dar nu. 100% recomand această destinație pentru că este totul foarte, foarte ok. Ca și preț, ca să știți, am plătit pentru 2 ore, pentru că la 4:30 se închid pârtile, mai ales acum în timpul săptămânii. Am plătit, cât am plătit? Să scrie mai 145 de lei. Un adult și un copil, 2 ore, ca să vă faceți așa o idee. Superb. Și jos este orașul. Sunt în telescaun cu domnul Andronic Junior. Noi doi singuri am dat o tură și vreau să vă arăt peisajul și de aici. Cum e azi, mama? E mai bine ca ieri? E mai cald, nu? Mai cald și mai liber. Și mai liber, da. Practic, acum am făcut o tură noi doi, singuri. Mai era, cred că au mai trecut 2 oameni pe lângă noi, ceva de genul acesta. Și de sus, de unde am urcat cu teleschiul pe care l-ați văzut mai devreme, am coborât până aici la telescaun, aproape singuri. Nu am crezut că pot să găsesc așa ceva în România. Și hai să întorc camera să vă arăt și peisajul de aici. Parcă de aici ești mai aproape și de avioane. Nu știu dacă reușiți păi să le vedeți. Sunt peste nori. Păi azi nu sunt nori deloc, n-ai văzut că se vede și orașul? Mm. Ne toți suntem peste nori. Da, depinde că de sus sau jos e plafonul. Cea de acolo din stânga este pârtia pe care am coborât noi. Este marți astăzi, cam așa arată și o zi cu nor. Un pic mai fric decât ieri. Ieri cred că a fost ziua perfectă și m-am gândit să vă arăt și tarifele. Cam acestea sunt. Iată, ne ajungi de unde am plecat. Am revenit ieri acasă și, doamne, a fost extraordinar. Vreau rapid așa să trag câteva concluzii, pentru că nu vreau să fie un videoclip foarte, foarte lung. Sigur, singurul nostru regret al acestei vacanțe este faptul că nu am apucat să mergem la acele colace pe derdelușul Momo, așa se numește. Din păcate,
au fost închise, sau mă rog, pârtia aceea a fost închisă în zilele de luni și marți. Duminică era foarte aglomerat și miercuri am plecat. Miercuri se deschideau la 9, dar n-am mai putut să stăm, însă vă recomand să faceți acest lucru, pentru că, așa cum vă ziceam și pe video, este cea mai lungă pârtie pentru colace din România. Altfel spus, recomand această destinație pentru schi, da, 100%, luni și marți, efectiv, cum spune vorba românească, dădeai cu bomba. Măi, nu era nimeni. Ne dădeam pe pârtie, ne urcam în telescaun, fără să am un om în față. Deci a fost extraordinar. Într-adevăr, singurul minus este drumul, care este destul de lung, dar zic eu că dacă mergeți așa, nu știu, pentru 4-5 zile, merită 100%. Ba chiar ieri eram în mașină în drum către casă și auzeam la știri, auzeam la știri faptul că în Poiana Brașov s-au făcut cozi kilometrice din cauza faptului că se defectase un server pentru achiziționarea punctelor pe cartelă. Și eram gen, Doamne, ce bine că nu am fost în Poiana Brașov, da. Repet, Valea Prahovei în general este o destinație foarte frumoasă, cu pârtii foarte bune, cu zăpadă, cu tot ce vreți voi, doar că este extrem de aglomerat și foarte scump. Din acest motiv am hotărât ca anul acesta să schimbăm destinația și îmi vine să mă pup așa pentru faptul că am făcut acest lucru și că am ascultat de prietena mea și am fost la Muntele Mic. Bun, o să închei aici, o să-mi spuneți și mie impresiile voastre. În urma imaginilor pe care le vedeți, evident, unele s-ar putea să fie un pic tremurate pentru că le-am filmat în timp ce schiam, dar cred că v-ați putut da seama așa cât de cât de această destinație și sunt tare curioasă să văd ce părere aveți și voi, dacă ați fost acolo sau, de ce nu, dacă aveți și alte recomandări de astfel de pârtii libere și foarte accesibile. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție și ne vedem vineri, ne vedem luni de la 2:30 cu un alt videoclip. Pupici!